Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și vă mulțumesc că astăzi sunteți alături de mine pe RCIS FM, pe Angelus TV. Sunteți alături de mine săptămână de săptămână și pentru acest lucru vă mulțumesc. Am început un timp special pentru fiecare dintre noi. Ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului. Iată, este deja prima săptămână a Adventului. Cum ne pregătim pentru această perioadă, cum o trăim, dar mai ales cum a trăit-o dânsul, ne spune invitatul meu din această săptămână, Părintele Virgil Blaj. Părinte, bun venit! Sunteți rector formativ la Institutul Teologic Franciscan din Roman și vă spun bun venit la Interviul săptămânii. Bine v-am găsit, laudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Părinte, sunteți cel care deschide, să zicem, la RCIS FM, la Interviul săptămânii, această perioadă specială a Adventului. Perioadă în care, cu siguranță, mulți dintre cei mai de vârsta noastră așa își amintesc de rorate, își amintesc de pregătirile acelea specifice pentru Crăciun. Ce vă amintiți dumneavoastră din perioada copilăriei? Și apoi vom veni și în timpurile noastre, cum ne pregătim acum pentru Advent. Dar copilul Virgil, acolo în Doljești, unde s-a născut, bănuiesc că avea un ritual aparte, pregătit în familie pentru pregătirea sărbătorii Crăciunului. Timpul Adventului este, din punctul meu de vedere și urmând de experiența personală pe care am trăit-o, cel mai fascinant timp al vieții de credință, din timpul anului liturgic vorbesc. Fascinația aceasta se datorează, într-adevăr, modului în care eu, ca și copil, dar cred că atâția alții ca mine, s-au apropiat de timpul acesta al Adventului sau al roratelor, cum îl numim noi. De ce este fascinant? Pentru că într-un fel sau altul ne-a vorbit afectiv. Credința noastră a atins și acest fond sufletesc, afecțiunea, în timpul acesta de Advent în mod deosebit. Iar noi, ca și copii, am remarcat lucrul acesta. În parohia mea de origine, parohia Buruienești, comuna Doljești, în județul Neamț, era un timp deosebit pentru întregul sat în acea perioadă. Mi-am amintesc cu multă bucurie și plăcere cum ne trezeam dimineața la ora 5:30 ca la ora 6 să fim la Sfânta Liturghie. Biserica era, desigur, arhiplină, vorbesc de anii 80, și în ciuda frigului, năprasnic de multe ori, a zăpezii, mergeam cu bucurie în biserică cu toți ceilalți și dacă se întâmpla ca părinții să nu ne trezească, mergând ulterior la școală, eram arătați cu degetul. Nu ai fost la Sfânta Liturghie, ne spuneau ceilalți colegi. Și reîntorcându-ne acasă, ne certam părinții, spunându-le de ce nu ne-au trezit pentru Sfânta Liturghie. Bănuiesc că vorbiți acum cu tineri părinți care vă spun că se întâmplă de fapt invers, sunt certați că îi trezesc pe copii ca să meargă la biserică. Iată cum s-au întors cumva timpurile, dar atunci erau mult mai bine impregnate aceste valori. Ați zis că era un timp în care simțeați afectivitate și pregătirea pentru această sărbătoare, deși aveați minte de copil, cum se spune. Sunt convinsă că nu ați așteptat cu nerăbdare că vine moșul. Nu asta era pregătirea, de fapt, pentru că în acele timpuri moșul era simbolic sau poate mai deloc. Acum e altceva. Totuși, în mintea dumneavoastră de copil, avea o logică această sărbătoare? Ați conștientizat într-adevăr ce înseamnă Crăciunul și ce înseamnă Adventul, pregătirea acestei sărbători? Cred că era parte a vieții. Era o componentă a vieții pe care o luai ca atare. Nu te gândeai prea mult. Făcea parte din tot ceea ce înseamnă viață. Viața în familie, dar mai apoi familia mai lărgită, respectiv familia credinței, credincioșilor. Și în sensul acesta o trăiam firesc. Nu trebuia ca cineva să ne împingă de la spate pentru a merge la Sfânta Liturghie sau la biserică în general. Gândiți-vă că într-un sat biserica era centrul cel mai frecventat. În perioada aceea școala nu atrăgea poate cum atrage acum sau măcar prezintă perspective de un anumit fel. În schimb biserica da, și un rol important în acest sens l-a avut regretatul părinte paroc de atunci, părintele Petru Ciocan, care a slujit în parohia noastră mai bine de 30 de ani.
El era cumva al doilea tată pentru noi copii. A avut o carismă, eu cred că acolo la Burenes a creat un fenomen în jurul părintelui, pentru că reușea să atragă copiii, îi ținea în jurul său și mai ales, aș spune, copiii, băieții mai ales. Chiar a fost la un moment dat întrebat de cineva: părinte, dar de ce cu fetele nu lucrați atât de mult? El spunea: fetele vin singure la biserică, dar băieții sunt mai strângari. Trebuie să te apropii altfel de ei. Nu e aceeași psihologie ca acea a fetițelor. Ele, și într-adevăr așa era. În general, partea feminină era prezentă la biserică, dar părintele se ocupa mai mult de băieți, pentru că el avea și dorința de a descoperi printre ei vocații. Și a reușit acest lucru chiar și cu dumneavoastră. Cum a decurs acest proces, când s-a întâmplat și când a fost practic primul gând: vreau să fiu ca părintele paroh? În anii 90, când s-au deschis deja seminariile, unii dintre noi foști ministranți, pentru că eu am fost ministrant și asta era o primă etapă, putem spune așa, intrării în apropierea acestui cerc pe care îl frecventa. Deja unii dintre colegii mei au mers la seminar și sigur îi priveam cu anumită admirație. Apoi, în clasa 8-a, la un moment dat, părintele ne-a întrebat și pe noi, cei care ne apropiam de acum de examenul final, ce vrem să facem, încotro vrem să mergem, fără a ne spune... Luați-o pe acest drum. Exact. Și gândul dumneavoastră atunci care era? Când părintele v-a adresat întrebarea, aveați cumva alte planuri și a venit dânsul cumva cu această îndrumare sau ați simțit că asta vreți să fie? Eu am mai avut un plan, așa, planul B, l-aș numi. De mic copil mi-a plăcut mult să joc fotbal. Și deja prin clasa 7-a mă gândeam să merg la un liceu sportiv și chiar a fost la un moment dat o tentativă de a participa la o selecție care se făcea la Bacău. Era un club cât de cât mai cunoscut decât cluburile din Roman, doar că chiar nu mai știu în acea zi ce s-a ivit, probabil și o problemă de natură financiară, și nu am mai putut să particip la această selecție. Un fost coleg de-al meu a mers acolo, a dat probe, nu a intrat. În acea vreme se intra destul de greu și la aceste cluburi sportive și cumva eram așa descoperit. Dar în adâncul sufletului meu, admirația aceasta pentru părintele paroh, felul lui de a fi, de a lucra, mă atrăgea. Poate mă gândeam că e prea mult pentru mine, e ceva frumos. Era o teamă gândindu-vă la o astfel de viață. Da, era ceva frumos care mă atrăgea, dar poate prea înalt, prea măreț. Priveam atunci preotul, preoția, ca pe un reper și moral, dar nu numai, și de cultură, înalt. Și atunci mă simțeam cumva departe de această posibilitate. Părinții ce spuneau și spre ce vă îndreptau? Era și în sufletul lor această dorință să fiți preot? N-aș spune. Probabil, da. Își dorea fiecare familie, aș spune, atunci, în perioada respectivă, ca un membru din familie să meargă la seminar, să poată ajunge să fie preot, slujitor al lui Hristos. Dar în familia mea nu a existat această presiune, să o numesc așa. Părinții au înlesnit, da, practica credinței, ne-au educat în credință. Erau bucuroși atunci când vedeau că sunt atras de biserică, stăteam mult timp în jurul părintelui paroh, dar nu m-au îndreptat în această direcție. Nu mi-au spus niciodată: nu vrei să mergi la seminar? Nu. Și în momentul în care le-ați spus: dragi părinți, eu vreau la liceul teologic din Roman, reacția lor care a fost? Mi-amintesc și acum acel moment. A fost prima noastră discuție așa între oameni adulți, între oameni mari. Da, eu cu tatăl meu și cu mama mea într-o cameră, în odaie, le-am adresat, le-am spus de fapt exact acest lucru. M-am gândit să merg la seminar. Pe moment nu mi-au spus nimic, dar ulterior, ieșind poate din starea aceasta nu neașteptată, mi-au spus: dacă tu asta îți dorești, Dumnezeu să te ajute. Și discuția s-a încheiat aici.
A urmat mai apoi pregătirea pentru a merge la seminar și am intrat deja într-un alt ritm al vieții, cu alte preocupări, alte gânduri, care pentru mine a coincis cu ieșirea din copilărie. Am avut o copilărie fascinantă, deosebită în satul meu. Aveam dealuri, aveam siretul, locuri de joacă la care am renunțat foarte greu. Și o comunitate unită, mai ales, comunitate din ceea unită ce știu că e în zonă. În jurul acestui părinte regretat, părintele Ciocan, de care toată lumea din sat și nu numai își aduce în continuare aminte, pentru că, așa cum am spus, a avut o carismă deosebită. A știut să atragă lumea la biserică, a fost fidel, mai ales slujirii sale, nu s-a preocupat atât să facă multe lucruri din punct de vedere material. El însuși a avut o viață foarte simplă, sobră, dar s-a dedicat trup și suflet oamenilor. Și spiritualității acestora. Da. A zis că ați renunțat foarte greu la etapa aceasta a copilăriei și mi-l închipui pe tânărul Virgil, ajuns la liceul teologic din Roman, rupt de părinți, rupt de comunitate și într-o lume nouă. Cum o priveați și cum vi s-a părut drumul pe care tocmai ați început să-l parcurgeți în 1996, nu? În 96 ați terminat. Liceul, ați intrat în 92. În 92. Am fost printre primele serii care au intrat la seminarul francescan din Roman. O parte intraseră deja din 1990, apoi în 1991 a fost a doua serie și în 1992 am intrat și noi. Pentru că seminarul francescan era la început atunci, noi nu am fost pregătiți să dăm un examen în adevăratul sens al cuvântului, cum se dădeau la toate celelalte licee. Părintele ne-a spus că trebuie să învățăm catehismul, Biblia, ceva gramatică, să cântăm ceva și ne-am trezit cu toții în incinta liceului numărul 1 din Roman, acolo unde erau căminele seminarului franciscan, aliniați cu toții și pregătiți să mergem în sălile de clasă să dăm examen la matematică, la limba română și așa mai departe, la toate celelalte probe. Sigur că ne-a surprins lucrul acesta și vreau să vă spun că din 160, cred, eram atunci, dând examenul acesta, am intrat în prima parte doar 30. Pentru mine deja faptul acesta a constituit un semn de la Dumnezeu. L-am luat ca atare pentru că nu mă pregătisem în mod specific la matematică și la română. Am dat examenul doar în baza cunoștințelor mele din clasa 8-a sau până în clasa 8-a. Și eram 30, deci, care au luat examenul și vă dați seama că m-am bucurat enorm de mult, dar revenind puțin la experiența aceasta în apropierea părintelui Ciocan, așteptând răspunsul de la seminar, pentru că noi am dat examenul și apoi am plecat, urma să se corecteze examenele și să ne fie spuse rezultatele, într-o seară, după Sfânta Liturghie, părintele Ciocan discret m-a chemat și mi-a spus: ai luat examenul la seminar. Dar a adăugat un lucru care pentru mine a rămas și până astăzi, ca un cuvânt ar spune de referință. Nu te mândri, mi-a spus. Pentru că eram singurul care a luat acest examen din 12 candidați din satul nostru. Și vă dați seama că am ieșit așa cu capul în pământ din sacristie, dar când am ieșit din sacristie până acasă am alergat cu o bucurie imensă, pentru că am fost admis la seminar și ulterior, în septembrie, ne-am prezentat la seminar. Seminarul era din nou ceva care mă atrăgea în mod deosebit. Îmi plăceau toate activitățile care aveau loc acolo. Era o lume nouă în care intram. Pe de altă parte, simțeam nostalgia copilăriei mele, până și prăștiile, arcurile pe care le-am lăsat acasă, toate jocurile noastre cu colegii din sat, încă îmi mai trezeau nostalgie. Și mi-amintesc că în spatele seminarului, unde se construia seminarul nou, era un nuc mare. Și chiar uneori mă urcam în acest nuc ca să-mi văd satul, se vedea satul peste siret,
Și stăteam acolo câteva minute așa, nostalgic, gândindu-mă ce bine ar fi dacă aș putea acum să merg acasă. Nu se putea merge decât o dată pe trimestru. În primul trimestru am intrat pe data de 14 septembrie în seminar și am ieșit pe data de 23, când am luat decembrie, când am luat vacanță. În rest nu am putut merge acasă. Deci desprinderea a fost grea, dar în același timp tot ce se petrecea în seminar mă atrăgea și lucrul acesta m-a ajutat să depășesc puțin faza aceea. Și într-adevăr vreau să spun că în anii aceia era o viață foarte agitată, tumultoasă, dar totodată plăcută în seminar, pentru că eram mulți veniți din diferite localități și activitățile care se petreceau acolo, într-adevăr, erau deosebite în acea vreme. Astăzi mai puțin, poate. Deci, cu bucuria aceasta în suflet, că ați fost printre cei aleși, iată, 30 de oameni selectați, aleși bine să fie în seminar, cu acel îndemn al părintelui paroh, nu te mândri, bucură-te, dar nu te mândri, și într-o lume nouă, cu nostalgie către casă. Cum au trecut totuși cei 4 ani de liceu? Au trecut foarte frumos, pentru că, sigur, am intrat într-o altă etapă a vieții, cea de adolescent, cu tot ce înseamnă ea. Dar îmi doream enorm de mult să urmez viața aceasta. Pentru că înțelegeam pe parcurs, parcursul etapelor formative, că pentru asta sunt chemat. Asta aș vrea să fac. Mi s-a mai confirmat pe parcurs un lucru. Bunica mea, care rămăsese văduvă, rămăsese și singură și mama ne mai trimitea să mergem să dormim la ea, noi, frații. Și am mers și eu o perioadă, nu știu exact cât timp, dar mergeam ca bunica să nu doarmă singură. Și ea mă aștepta în fiecare seară cu cartea de rugăciuni deschisă, știa că fac anumite rugăciuni, îmi pregătea patul punându-mi o cărămidă caldă, uneori dacă era mai rece să fie cald. Și într-o seară am ajuns mai târziu, probabil după ce vizionasem un film. Era spre miezul nopții deja. Și am văzut că bunica avea o funiuță cu care era încinsă. Și am întrebat-o, bunică, ce este această funiuță? De ce o porți? Și ea mi-a spus, eu sunt terțiară franciscană. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că eu urmez, cum a știut ea să-mi explice atunci, învățătura Sfântului Francisc. Și ce sunt acele trei noduri? Păi sunt trei noduri care reprezintă ascultarea, castitatea și sărăcia. Și atunci am luat pentru prima dată contact cu ce înseamnă franciscan, franciscan de fapt. Și bănuiesc că v-a vorbit foarte mult și despre Sfântul Francisc. Exact, mi-a vorbit și despre Sfântul Francisc atât cât reușea ea, pentru că era o femeie simplă. Ce ați reținut și ce v-a impresionat din acest exemplu? M-a impresionat în primul rând simplitatea ei. Chiar mi-a povestit un fapt și după aceea am înțeles că reușise să intre în acest spirit franciscan. Ea când s-a căsătorit, ca toate familiile din vremea respectivă, avea și greutăți materiale. Și bunicul îi spunea mereu, de ce te plângi? Nu ai ales sărăcia? Nu ești franciscană? Nu te mai plânge. Și atunci bunica spune, uite, eu am reușit să depășesc multe neajunsuri tocmai pentru că am ales să trăiesc în mod simplu. Și a trăit decent, dar în simplitatea aceasta. Apoi am mai întrebat-o, dar ce îți mai amintești, de exemplu, de preoții franciscani? Și ea mi-a spus, eu mai amintesc că preoții franciscani erau săraci și buni predicatori. Și am reținut și asta. Și după aceea am descoperit, studiind, că de fapt, într-adevăr, existau foarte mulți preoți, predicatori și unii care, de pildă și în parohia noastră, au construit biserici în perioada aceea, uitând de ei înșiși de-a dreptul. Mama îmi povestea că parohul care a pictat biserica din Burenești umbla cu pantalonii rupți în genunchi. Am reținut și aspectul acesta. Și iată, toate acestea puse la un loc s-au constituit ulterior într-o atracție față de viața aceasta. Au fost etape sau perioade în care această atracție n-a fost suficientă și vi s-a părut că drumul e prea greu și poate ar fi cazul să
reanalizați alegerea? Categoric. În viața unui seminarist există și astfel de momente în care poate se prezintă o altă perspectivă de viață, pe căi nebănuite, care te pot surprinde și pe tine. Dar cum rezistă o vocație până la urmă? E foarte interesant cum te conduce Dumnezeu. Putem vorbi, cum spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea, de un dar și de un mister totodată, pe care nu ți-l poți explica până la capăt. De ce am rămas eu și au plecat atâția colegi de-ai mei? Nu știu să vă spun până la capăt. Vă pot spune doar că, așa cum anticipam, au existat câteva lucruri pe care eu le-am luat ca atare. Faptul că am intrat singur în seminar a constituit pentru mine un punct foarte. Și întotdeauna m-a călăuzit. Spun, de ce tocmai eu? Putea să fie oricine. Cred că v-ați asumat o misiune, practic. V-ați dat seama dacă din cei 12 sunt doar eu trebuie să duc lucrul acesta, să fac cinste comunității mele. Bănuiesc că și părintele paroh își pusese speranțele în dumneavoastră. Sigur. Și ținând atât de mult la dânsul, nu v-ați dorit să-l dezamăgiți. Cu siguranță și simțul acesta al responsabilității de care... care am fost educați încă de mici, m-am însoțit, dar nu cred că a fost doar asta. A fost ceva mereu în viața aceasta care m-a atras și m-a fascinat. Iar printre preoți am văzut câteva modele care m-au atras în mod deosebit și mi-au spus, da, se merită să trăiești așa. Poți să te împlinești într-o astfel de viață. Dumnezeu, dacă te cheamă, îți dă și toate harurile și posibilitățile ca tu să urmezi acea chemare, doar că trebuie să le vezi în jurul tău, în istoria ta. Și eu, cum v-am spus, am fost mereu însoțit de gândul acesta că nu întâmplător am intrat doar eu la seminar, deși după aceea s-au mai dat examene și au mai intrat și alți colegi. Dar faptul acesta m-a ajutat să nu mai pun atâtea gânduri, mă cheamă Dumnezeu sau nu mă cheamă? Pentru mine a fost clar, Dumnezeu mă cheamă. Și apoi când s-au ivit alte posibilități sau, mă rog, oportunități, ele nu au mai avut forța aceea de a mă determina să renunț la acest drum pe care l-am început. Pentru că am început să cred că Dumnezeu te ia în serios. Deci Dumnezeu, dacă te cheamă, nu te lasă de izbeliște. Te îndrumă și te călăuzește. Exact. După liceul de la Roman a urmat un pas mai măreț, mai greu și mai departe, nu? Facultatea Pontificală Sfântul Bonaventura din Roma. Deci din Vruienești la Roman, cu privirea peste Siret, nu acasă, dar de acum de la Roma, oricât de sus v-ați urcat, nu se mai vedea locul în care v-ați născut. Ce ați simțit acolo și cum au decurs anii studenției la Roma? Da. În cadrul parcursului nostru formativ mai sunt două etape premergătoare, așa numitului post-noviciat, perioada de postulandat și cea de noviciat. Noi în perioada respectivă am făcut doar noviciatul și după aceea am început studiile filozofico-teologice. Prima parte a studiilor eu le-am început la Institutul Teologic Francescan din Roman. Apoi le-am încheiat la Facultatea Pontificală Sfântul Bonaventura din Roma. Acolo de ce ați fost ales sau de ce ați fost trimis? Și acesta pot să spun că a fost tot un semn providențial, pentru că la un moment dat Părintele Provincial ne-a adunat pe câțiva, care eram studenți, deja teologi, și ne-a spus că există posibilitatea de a studia în această facultate a ordinului nostru din Roma, Italia, și că ar fi câteva specializări spre care trebuie să ne orientăm. Și printre acestea erau, de exemplu, specializarea în Sfânta Scriptură, în morală, teologie familiară și filozofie. Eu când am auzit filozofie, imediat am avut pur și simplu un sentiment de atracție în această direcție. Pentru că încă din studiile bieniului filozofic am fost atras de filozofie. Prima dată când m-am simțit atras de această știință, cred că s-a datorat unui profesor, profesorul Petru Bejan, care este de aici, din Iași,
predă la Universitatea din Iași, Facultatea de Filozofie, și el ne preda istoria filozofiei. Și la un moment dat, mi-amintesc, cred că în cadrul cursului de filozofie modernă, ne-a dat fiecare o carte să o citim, să facem o recenzie și să o prezentăm în clasă. Și nu știu cum s-a nimerit că mi-a căzut o carte destul de grea a lui Immanuel Kant, dacă mi-aduc bine aminte, Întemeierea metafizică a moravurilor, și în acel moment pentru mine a fost o provocare, pentru că al citi pe Kant după un an și jumătate de filozofie nu e chiar simplu. Dar atât de mult am reușit să intru în gândul lui și în desfășurarea argumentelor sale, încât profesorul m-a felicitat la sfârșitul prezentării mele, iar pentru mine a fost așa o bucurie intelectuală de această dată, pe care eu nu o mai simțisem până atunci, nici în cadrul literaturii, a matematicii sau altor științe. Și am zis, există bucurii intelectuale. Și asta m-a atras într-un mod deosebit, încât mi-a rămas, și iată, după ani de zile, deja studiasem cred 2 ani de teologie deja, eu încă am mai rămas cu gândul acesta la bucuria aceea intelectuală, era pur intelectuală, nu era de altă natură, că am înțeles cum a argumentat Kant subiectul acelei cărți și am reușit la rândul să-l explic, să-l prezint celorlalți. Și am spus părintelui provincial, mie mi-ar place să fac filozofie. Și așa, după ce mi-am încheiat studiile de teologie la Facultatea Sfântul Bonaventura din Roma, imediat am început un master în filozofie la Universitatea Gregoriana din Roma. Și sunteți masterand în filozofie. Cum se împacă, părinte, filozofia cu spiritualitatea? Pentru că ați fost și director spiritual în cadrul institutului, acum sunteți rector formativ. E practic latura aceasta spirituală, latura sensibilă, latura legată de propriile gânduri și trăiri, și bănuiesc că aveți cumva o legătură între filozofie și această latură. Da. În discernământul meu mi-am dat seama că cele două pot coexista și chiar este indicat să fie așa într-un mod fericit. Terminându-mi acest master de filozofie, rectorul de atunci al Institutului de la Roma, venind într-o vizită la noi în Italia, mi-a spus, aș avea nevoie de un predicator pentru exercițiile spirituale ale candidaților la diaconat. N-ai vrea tu să faci acest curs de exerciții? M-a surprins cererea sa, eram preot abia sfințit în 2004. Totdeauna pentru noi, predicatorul exercițiilor spirituale trebuia să fie un om în vârstă, cu multă experiență, mai ales pentru niște candidați la diaconat. Dar am luat-o din nou, iarăși, aș spune, greu de explicat, ca o provocare. Și am spus, bine, eu urma să vin în țară, pentru că diaconatul era în octombrie și în septembrie trebuia să fac acest curs. Și am spus, mă voi pregăti, asta era prin aprilie. Și din acel moment am început să iau în serios, nu că până atunci n-aș fi făcut-o. Cu atât dar, mai mult. Cu atât mai mult legătura aceasta dintre credință și rațiune, dintre tot ce înseamnă cultură și spiritualitate, pentru că mi-am dat seama că în slujirea de preot cele două se pot îmbina foarte fericit. Ce fericire totuși pentru persoana dumneavoastră să aveți aceste două bucurii intelectuale și spirituale până la urmă îmbinate și mai ales în folosul celor care vă întâlnesc, celor cu care lucrați. Da. Puțini oameni au norocul și șansa de a face ceea ce le place. Da. A spus un lucru foarte important în folosul celorlalți, pentru că vocația ascunde în ea miezul acesta. Nu ne este dată pentru noi ca să ne împlinim noi, doar noi, ci este dată pentru a merge spre ceilalți, pentru a le veni lor în ajutor, a le oferi lor viața lui Dumnezeu. Și am văzut că sunt căi nebănuite care se deschid înaintea mea ca tânăr preot și le-am luat ca atare. De altfel, apoi întorcându-mă în țară, același rector mi-a spus, uite, am rămas fără director spiritual pentru că a primit o altă misiune, nu ai vrea să fii director spiritual? Și am zis, bine, eu am studiat filozofie.
Și a spus, nu e nicio problemă, ești preot, ai studiat și teologie, te vei descurca. Și am luat-o și pe asta ca o provocare. Așa încât cred că am fost unul dintre cei mai tineri directori spirituali 3 ani de zile în seminarul din Roman, unde erau foarte mulți candidați atunci, peste 100, mi-amintesc, și au fost chiar ani foarte bogați din acest punct de vedere spiritual, pentru că m-au determinat să mă pregătesc enorm de mult pentru reculegerile pe care le făceam, meditațiile, omiliile care aveau loc în cadrul seminarului, îndrumării spirituale. Și ați fost numit director spiritual în 2005, cred că nu greșesc. Da. Suntem în 2022. Care credeți că ar fi raportul cu locul pe care oamenii îl mai lasă spiritualității în viața lor în 2005 și în 2022? Pentru că cu siguranță observați anumite schimbări în acest sens. Există anumite schimbări. Aș spune că schimbarea se datorează mai mult acestui progres tehnologic, în primul rând, care, din punctul meu de vedere, nu susține o viață interioară. Ceea ce lipsește mai mult acum, poate, ca atunci, în acei ani de efervescență spirituală, este tocmai căutarea unei vieți interioare, a interiorității, care, din punctul meu de vedere, clădește, este temelia unei vieți de credință. Hristos însuși a spus, fiți atenți la lăuntrul vostru, interiorul vostru, pentru că de acolo pornesc toate. Așa cum ești în lăuntrul tău, așa vei fi și în afară. Deși în perioada lui Iisus, vedeți, se practica și un alt tip de credință, se acorda multă atenție exteriorității, faptelor exterioare, dar nu atât interiorului, intențiilor, motivațiilor care te poartă să faci anumite gesturi, fapte și așa mai departe. Și aici aș vedea puțin o sărăcie, o ariditate pe care au constatat-o și autorii spirituali, papii ultimelor vremuri, Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea, Papa Francisc, ne cheamă din nou să redescoperim interioritatea, interiorizarea valorilor. Ori asta nu mai vine atât de spontan astăzi, eu văd și la generațiile mai tinere. Asta urma să vă spun, acum în calitate de rector formativ aveți o nouă provocare, poate una dintre cele mai grele mi se pare, ca celor 30 de studenți care sunt acum la institut, să le impregnați această importanță a spiritualității, această importanță a eului, a trăirilor proprii. Cum reușiți și cum îi atrageți? Pentru că ați zis cum vă atragea părintele paroh, dar erați doar un copil. Acum e mult mai greu să atragi actualele generații către ceea ce vrei să le propui, către ceea ce vrei să-i înveți. Nu pot să spun că mi-am propus să-i atrag într-un fel anume. Vreau să fiu eu însumi și să trăiesc în continuare aceste valori în care cred. Și în măsura în care reușesc și harul lui Dumnezeu, cu siguranță mă ajută în acest sens, să le fiu de exemplu în primul rând. Să-i educ, să-i învăț, să-și acorde timp lor înșile, să-și pregătească întotdeauna întâlnirea cu Domnul, fie că vorbim de sacramente, fie că vorbim de alte activități spirituale, au nevoie de o pregătire prealabilă. Noi, dacă nu ne raportăm la acestea cu interiorul nostru, cu sufletul nostru până la urmă, ci participăm doar în mod mecanic, din datorie la ele, nu aduc niciun rod în viața noastră, nu ne așează în credință pe coloane fundamentale care mai apoi, cum spune Mântuitorul Hristos, vor veni furtuni, încercări, crize, dar ele nu vor mai putea fi distruse. Și atunci încerc să le deschid apetitul acesta spre lectură spirituală, spre viață interioară, mai ales propunându-le autorii spiritualității care, atât începând de la, nu știu, părinții capadocieni, Sfântul Augustin, venind mai apoi în zilele noastre, mai aproape, Thomas Merton și alți autori, au trăit această viață de credință interiorizând-o. Și sper cumva să... Studenții sunt oarecum norocoși pentru că vă au și au această îndrumare aproape. Sunteți rector, sunteți alături de ei permanent. Ce facem cu
laici, ce facem cu oamenii de zi cu zi care nu au lăsat loc spiritualității în viața lor și nu înțeleg cât de importantă este și că până la urmă cred că aduce fericirea zona aceasta. Da, repet, trebuie să îi pregătim pe viitorii slujitori ai altarelor să insiste și mai ales să dea exemplu mai mult oamenilor în această privință, să fie înșiși trăitori. Eu am rămas cu imaginea aceasta a părintului Ciocan, care după ce veneam de la școală la ora 12 și intrând în biserică, îl vedeam îngenunchiat într-o bancă rugându-se de unul singur acolo în biserică. Gestul acesta spunea enorm de mult despre viața sa interioară. Își lua timp pentru Dumnezeu, având atâtea de făcut și fiind singur într-o parohie foarte mare. Ori noi asta trebuie să facem în primul și în primul rând, să salvăm viața spirituală a oamenilor, clădită pe lucrarea Duhului Sfânt în noi, nu pe voința noastră, că asta se numește voluntarism. Nu pe dorințele noastre intelectuale. Papa Francis spune un nou gnosticism acesta. Nu, pe o viață de trăire concretă, autentică. Și asta vine dintr-o viață spirituală autentică. Dacă nu dăruim lumii, nu-l dăruim lumii pe Dumnezeu, spunea Papa Benedict, dăruim prea puțin. Ori Dumnezeu vine dintr-o inimă care este clădită pe această lucrare a Duhului Sfânt în noi. Și cred că asta trebuie să facem în primul rând și cu credincioșii laici, pentru că ei înșiși văd că doar o practică exterioară de credință nu-i suficient. Doar o serie de devoțiuni făcute în mod obișnuit, mecanic, iarăși nu sunt suficiente, mai ales în momentele de încercare ale vieții. Trebuie să clădim toate acestea, să fie efectul unei reale întâlniri cu Hristos. Hristos e o persoană vie, este viu și găsim ocazii în viața ordinară, obișnuită, de a-L întâlni. Doar că trebuie să activăm acest simț al credinței, clădită, repet, pe o viață spirituală autentică. Cum facem, Părinte, în această perioadă specială, pentru că am început emisiunea și am zis că a început timpul Adventului? Cum ne îndrumați să trăim această perioadă astfel încât Crăciunul să fie într-adevăr ceea ce trebuie să fie și nu ceva comercial? Cred că primul lucru pe care trebuie să-l descoperim, și asta o spun mereu, este meditația. Meditația vine în sensul acela al clădirii unei vieți interioare și înseamnă un timp în care te așezi în prezența lui Dumnezeu în primul rând. Ceea ce e enorm de greu pentru unii astăzi, pentru că în învoltoarea aceasta a vieții, prinși de atâtea lucruri, solicitări urgente, aș spune normale pentru viață, e foarte greu să-și mai găsească acest timp dedicat doar lui Dumnezeu. În fond, dacă ne gândim până la capăt, ce-i putem noi oferi lui Dumnezeu cu adevărat, dacă nu din timpul nostru? Putem să facem foarte multe lucruri extraordinare, dar Dumnezeu, gândiți-vă că a făcut Universul. Adică facem chiar atât de mult? Ne luăm prea mult în serios când facem anumite lucruri și ne ies bine. Și suntem chiar experți. Dar îi putem oferi din acest timp în mod gratuit, care ne costă, pentru că avem multe de făcut și stăm cu ceasul în mână mereu. Și a spune că perioada Adventului, tocmai prin felul acestui timp de a fi, care e fascinant, am spus de la început, ne atrage și afectiv, nu se adresează doar minții noastre, ne introduce atât prin lecturile de fiecare zi pe care le auzim la Sfânta Liturghie, prin colindele pe care le ascultăm, prin însăși clima aceasta, nu, care ne așează cumva după o perioadă de intensă de muncă, cum este cea primăverii, a verii, a toamnei, toate acestea vin în favoarea acestui, aș spune, moment de relaxare, dar nu oricum, ci cu Dumnezeu, împreună cu El, stând cu El, ascultându-L mai mult decât spunându-I noi, pentru că are atâtea să ne spună Dumnezeu și, din păcate, nu găsește urechi deschise, cum spune și profetul Isaia,
Dumnezeu mă trezește de dimineață ca să ascult ca un ucenic. Ori noi suntem cu toții ucenicii săi. Și cred că acest timp, deci de meditație, ar spune de rugăciune, pe care îl găsești, îl cauți, măcar puțin în fiecare zi, poate aduce atât nouă înșine, cât și celorlalți foarte mult bine. Aș vrea să vă rog să încheiem această emisiune cu un mesaj pentru acei tineri care poate n-au un părinte paroh, așa cum ați avut dumneavoastră, care să reușească să-i atragă spre această lume fascinantă a dedicării pentru altul, pentru că de fapt asta este preoția, este o viață dedicată celorlalți, și să le spuneți mesajul dumneavoastră, dacă cumva acolo în mintea lor este un mic gând de a urma calea preoției. Da. N-aș dori să le spun un mesaj de al meu, ci un mesaj al lui Hristos, care a spus, caută și vei găsi. În perioada adolescenței, tânărul, prin natura lucrurilor, este un căutător. Chiar dacă nu rostește mereu acest lucru, dar plecând și de la experiența noastră ne dăm seama. Și nu poți să cauți decât ascultându-ți sufletul, adâncul, inima, nu doar urmând anumite, să spunem, posibilități, da, foarte atractive uneori, ci fiind sincer cu tine însuți. Iar dacă un tânăr este sincer cu el însuși, Dumnezeu îl ia în serios. Spune profetul Ieremia, Tu m-ai sedus, Doamne, și m-am lăsat sedus. Deci, caută și vei găsi. Bate la porți, interesează-te. Sunt atâtea posibilități și astăzi pe internet în care poți afla diferite spiritualități, ceea ce nu se întâmpla pe vremea noastră. Case de formare, seminarii, caută și vei găsi. Bate și ți se va deschide. Mulțumesc, părinte, vă mulțumesc pentru toată dedicarea pe care o acordați celor care, iată, sunt în căutarea acestui discernământ vocațional sau sub orice formă se arată el. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți și cu mare drag vă așteptăm să reveniți în studioul RCS FM pentru a ne mai împărtăși din trăirile dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu și aș vrea să mulțumesc și întregii echipe a RCS FM cu care colaborăm atât de frumos și la seminarul din Roman, iată și în acest moment, și vă doresc multe roade în activitatea pe care o desfășurați prin intermediul acestor noi mijloace de comunicare care ajung la oameni, nu vă dați seama, pe căi nebănuite și pot transmite exact viața pe care Hristos ne-a dăruit-o nouă din belșug. Mulțumesc, părinte! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, rămâneți cu RCS FM. Interviul săptămânii la RCS FM.